Astăzi, un grup de membri ai comunității ruse din Republica Moldova au venit în satul Semeni, raionul Ungheni, la masa de pământ a lui Petru cel Mare. Se spune că în anul 1711, la această masă, țarul rus a sărbătorit împreună cu domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir a doua aniversare a victoriei în lupta de lângă Poltava și semnarea acordului de la Luțk. A în acest an 300 de ani pruțcom pohodu Petra I-a. Și именно здесь у вас Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la campania de pe Prut a lui Petru. Anume aici, la voi, a avut loc întâlnirea lui Dimitrie Cantemir cu Petru cel Mare. La masa aceasta discutau cu o mulțime de lume și sărbătoreau a doua aniversare a victoriei în lupta de lângă Poltava. Deși Academia de Științe din Republica Moldova a confirmat oficial faptul că anume în satul Semeni este amplasată masa de pământ a țarului rus Petru I, totuși istoricii locali susțin că informația nu corespunde adevărului. În urma consultării respectivele răzvare am putut să conchid că, da, într-adevăr, Cantemir și Petru s-au întâlnit la 1711 aici, în regiunea Ungheniului, dar acele izvoare reiterează faptul că acea masă și acea întâlnire de pomină dintre Cantemir și Petru a avut loc la circa 3-4 km mai sud de Ungheni, în fosta localitate pe atunci existentă, Tutora. Delegația comunității ruse a vizitat Muzeul Raional de Istorie din Ungheni, a avut o întrevedere cu primarul orașului Ungheni și cel al comunei Zagarancea, cărora le-a oferit în dar câteva cărți de valoare istorică.